dormiții. E ca blestemul pietrei să lovească sfera pământului și să provoace haos pe pământ și în gorm. Obscurio, Magmion, suntem la dispoziția ta, stăpâne. Vă încredințez sfera asta cândva puterea binelui. Acum o armă invincibilă a distrugerii. Folosiți-o pe pământ. Te poți baza pe noi, stăpâne. În ce privește gormul, am o mică surpriză pentru prietenii noștri, gormiții pământului. Hă? Da! Pericolul nevăzut. Hei, ia privește! Wow. O bună treabă! Opa! Ce puneți voi doi la cale acolo? Nick, încetează! Ne va prinde! Scuze! Nu stăpânesc prea bine puterea asta! Stați pe loc, copii! A fost o mică vibrație! Nu cred! Nu vă panicați, copii! Pământul încearcă să comunice cu noi! Dar ca să fim în siguranță, ne vom adăposti sub bănci! Afară! N-am fost eu! Trebuie să evacuăm acum încăperea, copii! Oare ce încearcă să ne spună mama natură? Mie mi se pare că Magor ne transmite un mesaj. Știu, nu-i cel mai bun loc pentru transformare, dar asta-i tot ce avem. Haideți să ne transformăm, băieți! Oh, nu! Ce ne vom face? Ce? Hai, Denis! Da! Puterea luminii! Puterea eternă a pădurii! Energia eternă a apei! Lucruri ciudate pe pământ, bătrânule înțelept. Magor, ai invocat un nou blestem pe sfera pământului. Știam eu. Toate pietrele din națiunea pământului se destramă. Blestemul lui Magor a făcut rocile instabile, se dezintegrează. Să știți că asta se întâmplă și pe pământ. Blestemul afectează pământul vostru și gormul. Vă voi trimite pe toți în gorm, acolo unde veți găsi soluția acestei maladii infernale. Am aterizat pe un teren extrem de periculos. Mereu avem parte de aventuri. Priviți fortăreața pământului.
se va destrăma ca un castel din cărțile de joc. E locul sacru al gormiților pământului. Dacă dispare, poporul pământului nu o să-și revină niciodată. Băieți, să plecăm de aici, altfel vom dispărea și noi. Atacul junglei! Lujerele mele sunt foarte puternice. Piatra asta n-are cum să se destrame după ce le inserez. Atacul junglei! Următorul! Lovitură seismică! Unul cu apă! Vor ține totul la un loc și tare ca piatra. Bine că blestemul nu îți afectează pietrele, Nick. Da! Am reușit! Fortăreața va mai dăinui încă 1000 de... De nanosecunde! Grăbește-te! Ajută-mă să țin peretele! Hei! Cine se ține de farse? Nu-i nicio farsă. Pare mai degrabă un atac pe furiș. De către o forță invizibilă. Ați ghicit bine. Iscurile pădurii. Ce se întâmplă? Păzea! Te-am prins. Predați-vă tonților. Noile mele puteri sunt de neînvins. Jessica! Explozia de energie! Te-a prins propriul element. Ce ironie, frate! Nu va rămâne invizibil mult timp. Vârtejul de nisip! Tunul cu apă! Explozia de energie! Bravo, Nick! Acum ne putem întoarce liniștiți la sprijinirea stâncilor. Nu te grăbi, stăpâna avânturilor. Situația pe pământ se deteriorează. Efectele seismice s-au extins din nou. Situația se transformă într-un dezastru. Întâlniți-vă cu gardianul pământului, cu Roscalion. Va ști el ce-i de făcut. Mulțumim, stăpâni ai naturii, pentru că ați venit să ajutați poporul pământului. Dar și oamenii de pe pământ au nevoie de voi. Această putere își oferă capacitatea de a muta pietrele. Dar aveți grijă, atracția magnetică e atât de puternică încât împinge munții. Nu trebuie să te lași purtat de puterile sale. Mulțumesc, Roscalion. În interiorul fortăreței, flacăra eternă a poporului nostru este în pericol. Flacără în interiorul fortăreței? E flacăra ce protejează poporul. Câtă vreme arde, vom avea puterea să învingem blestemul. Dar dacă se va stinge... Nu se va stinge! A sosit vremea să o luați pe căi diferite, stăpânilor. Lucas ar trebui să vină cu mine pe pământ. Puterile tale în calitate de stăpân al pădurii ne vor ajuta. Eu și Jessica ne vom ocupa de flacăra sacră. Wow! Se pare că am ajuns la timp. Mă întrebam eu când ăștia doi se vor alătura distracției. Și acum coboară în adâncuri sfera pământului. Mai visează, amice. Furtuna de pietre! Atacul junglei! Ține asta! Sfera! Nu! Sfera pământului se supune acum forțelor lavei! Vei regreta fapta! Vei rămâne pe pământ, deșteptule! Atacul junglei! Lava din adâncuri reacționează!
Nick, ai grijă! Trebuie să ieșim de aici și să ne răzgândim strategia. Să mergem, Magmion! E vremea să le venim de hack! Stăpânii naturii, din păcate e prea târziu. O forță invizibilă a pătruns în templul flăcării. Nu-ți face griji, acum suntem aici. Fleștele abisului! Va fi bine, trebuie doar să reaprindem flacăra. Păi, să începem prin a aranja locul ăsta. Parcă s-ar fi depus de câteva secole praful pe altar. Și nu e momentul bun pentru curățenia de primăvară. Numai puterea sferei pământului poate ține flacăra aprinsă. Sfera pământului? Se află în mâinile lui Obscurio și o folosește să-și extindă răzbunarea pe pământ. Pregătiți-vă să vă alăturați celor doi prieteni ai voștri. La timp pentru un atac surpriză. Fulgerul! Șuvoiul de apă! Frumoasă sincronizare! Ați salvat Gormul? Încă nu! Suntem în mijlocul unei mini-misiuni acum. De data asta iau eu sfera. Oh, nu! Au luat sfera! Să ne grăbim, îi vom prinde! Ne trebuie sfera ca să salvăm poporul pământului! Data asta chiar va avea loc distrugerea pământului. Explozia de energie! Unul cu apă! Regula numărul 1. Păzește-ți mereu spatele. Și acum misiunea cea mai importantă. Recuperarea sferei. Fireblaze! Cum te pot ajuta, stăpâne? Mai bine decât deștepția tui de Magmion și Obscurio. Adu-mi sfera pământului, rapid! Situația se va îmbunătăți acum că avem sfera pământului? Din păcate, nu. Trebuie să se pună capăt magiei negre a lui Magor. Dar asta va fi o misiune pentru Nick și pentru Lucas. Voi, prieteni, aveți o altă misiune. Trebuie să reaprindem placăra sacră din fortăreața de piatră. Suntem gata, bătrânule înțelept. Vă voi trimite înapoi în Gorm chiar acum. Folosesc puterea pe care mi-a dat-o Roscalion. Altfel nu ajungem nicăieri. Magia asta neagră e prea puternică. Ai grijă. Ascultă-mă, forța ancestrală a poporului pământului. Gata, Nic, ajunge. Ești de acolo. Nu mă pot mișca. Parcă forța magnetică a pus stăpânire pe toate. Atacul junglei! Wow! Forța asta magnetică e incredibilă. Piciorul junglei! Grăbește-te, suntem aproape de camera flăcării sacre. Ai simțit? Șuvoiul de apă! V-a fost dor de mine? Ei bine, m-am întors!
Nu el din nou! Mulțumesc! Chiar după asta am venit! Rezist, amice! Vom reuși! Doar n-ați crezut că vom renunța atât de ușor, nu-i așa? Roscalion m-a avertizat că va fi periculos. Are cineva chef să se catere pe stânci? Ce păcat! Forța rădăcinii! Renunțați acum! N-aveți nicio șansă! Mai sus acum și mai sus! Vino la mine, lavă distrugătoare! Distrugerea pământului este aproape! Victoria va fi a mea! Tunul cu apă! Acolo e! Jocul de apa ascunselea s-a terminat! Șuvoiul de apă! Ai observat cum spală apa praful? Explozia de energie! Frumos, Jess! Parcă ar fi un crevete pane! Fulgerele! Tentaculele uriașe! Sfera ne aparține nouă. Explozia de energie sau fulgerele? Nu mă dau bătut! Prea bine! Ajutor! Explozia de energie! Grăbește-te să reaprindem placăra înainte ca locul ăsta să se dezintegreze! Grăbește-te să mergem! S-a zis cu noi! Vezi bolovanul acela? Haide, concentrează-te! Jos, spre stânga! Să-i dăm drumul! Acum! Discurile pădurii! Furtuna de pietre! Obscurio! Ai grijă! Frumos! Și exact la locul potrivit! Încă n-ați văzut de ce suntem în stare, stăpâni ai naturii! Ura! Știam eu, stăpânii au reușit! Au reușit! La crăsacră a fortăreței e ca sfera pământului să-ți permită să te reaprinzi din cenușă. Vă mulțumesc, stăpânilor! Nu m-am bucurat niciodată mai mult de aprinderea unei lumânări. Nu voi da greș în misiunea mea, stăpâne Magor! Sper că au reușit și Nick și Lucas. Acum mai trebuie să ducem sfera bătrânului înțelept. Stai așa, sfera? Oh, nu! Măi, se pare că Fireblaze e un supus valoros. Arătați bine, stăpâni, arătați bine! Până și unui dinozaur ca mine i-ar fi fost greu să reziste în prăpastie. Da, vă felicit din toată inima. Încă o dată ați salvat pământul și gormul. Nick, nu trebuie să te necăjești pentru că ai pierdut sfera pământului. Sper că o vom aduce aici într-o zi. Ziua aceea va sosi în curând, sunt convins.
Hei, priviți ce-am cumpărat eu și mama. Nu-i așa că sunt grozavi? Hei, nu putem lăsa adulții să decoreze grădina la întâmplare, nu-i așa? Dacă pot produce un cutremur, cred că aș putea face câțiva pitici să-și ia zborul. Wow! Ia te uită! Draga mea, ar trebui să returnăm piticii de grădină, cred că sunt în viață! Ha 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 ha!